Cei 17 elevi din municipiul Slobozia coborau din platoul Padina, unde fuseseră cazați vineri. Din cauza zăpezii, microbuzul cu care au plecat a derapat cu o roată în șanțul de pe marginea drumului, iar șoferul mașinii a cerut imediat sprijinul jandarmilor montani, care au reușit să scoată microbuzul din șanț, școlarii fiind transportați de către jandarmii montani în siguranță până în localitatea Moroieni, după o acțiune care a durat 3 ore. Jandarmii montani au intervenit în zona tablele din masivul Bucești pentru a acorda ajutor unui grup de 17 elevi care au rămas blocați cu un microbuz pe marginea drumului din cauza căderilor abundente de zăpadă și a echipării necorespunzătoare a autoturismului. O altă grupă de jandarmi montani a recuperat un grup de 9 elevi din București, care împreună cu însoțitorii nu și-au mai putut continua drumul din cauza oboselii și a vremii foarte capricioase. Jandarmii montani recomandă tuturor turiștilor care vor să ajungă în zona platoului Padina să vină în munte foarte bine echipați, iar dacă aleg să ajungă în această zonă cu mașina, să aibă lanțuri antiderapante și anvelope de iarnă.